Chiar dacă Budescu a reușit dubla, lupii galbeni au pierdut cu 2-3 amicalul cu macedonienii de la Scandia. Echipa s-a mișcat foarte bine. Era bine dacă obțineam și un rezultat pozitiv, dar important este că ne-am făcut antrenament. Budescu a renunțat la podoaba capilară, dar nu și la ambiția de a prinde play-off-ul cu Petrolul la 34 de ani. Eu sunt foarte bine. Am îmbătrânit și eu un pic și acum mă văd pe mine când eram la Petrolul la 16-18 ani.